Και avem sticla asta de balsam, da? Așa. Și avem sticla asta. Dintr-o sticlă mai mică am tăiat un ștraif. Aici am lipici cu puțină apă. Aici am prosoape de bucătărie. Și o să lipim așa mai creț. Aici am pregătit niște vopsea. Este o culoare frumoasă. Da? Așa. Acum am două inele. Am să le pun așa aici. Silicon. Am să iau bețișor
Și am să merg așa. Am să prind un pic aici. Așa, da? Așa. Așa. Da? Aici am să dau încă un punct. Așa, o să merg drept. Așa. Aici încă un punct. Așa. Da? Aici drept, așa pe lângă. Da? Așa. Și acum mă duc în sus după asta. Așa. Așa. Să mai pun puțin aici, așa. Deci apăs un pic. Da? Așa. Merg pe lângă. Aici am să dau puțin. Lipici. Așa. Aici puțin și las așa deocamdată, da? Aici am să îmbin, am să pun lipici. Aici apăs un pic.
Așa. Merg frumos pe lângă. Așa, aici am să mai dau câteva puncte de silicon ca să lipească mai așa. Deci avem 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Deci ne oprim aici. Acum o să dau cu lac acrilic. Aceasta este vaza noastră dintr-o sticlă de plastic, câteva bețișoare din hârtie de ziar, două inele din lemn, da? Foarte ușor de făcut și rapid și ieftin și zic eu că interesantă, nu? Lăsați-mi un comentariu dacă vi se par interesante ideile și nu uitați să vă abonați la Meșteșuguri Împletite. Mulțumesc mult, la revedere!